Salutare dragii mei și mi-am regăsit la un episod din Bedwars. Da, vă vine să credeți, Bedwars, Bedwars, ne jucăm Bedwars în episodul, nu ne-am mai jucat de foarte mult timp și ne jucăm uh, acum așa ca să nu mai stăm la, la discuții și să intrăm la un 3v3. Nu știu cine e băiatul ăsta. Hm. A fost un abonat sau poate m-a văzut așa că mă învârteam pe aici așa zis, ce se învârtește de bură pe aici. <laughs> da, hai să intrăm la un 3v3. Uh... In the lobby, așa, bun. Vreau să intrăm la un 3v3, pentru că e modul meu de joc preferat. Și mă? A, nu, n-a spart patul, că n-a... Ui, uite cum joacă ăsta, e jucător pro ăsta. Uite-l cum dă. Adică uite-l cum construiește. Se crede pe Fortnite. Bă, mi-ar fi plăcut foarte mult dacă... Nu! N-ai mă, e prea bună. ăsta, uite-te și tu. Ok, hai să, 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 să jucăm. <laughs> Mai devreme am... Mă meciul niște meciuri, vreau să iasă un meci cât de cât decent și am dat de un, am dat de un jucător, nu știu dacă o să vă pun, poate o să mai pun așa câte o parte mai tristă, am dat de un jucător care era exagerat de bun, deci cred că în 2-3 minute am încheiat meciul. Băiatul ăla a mers la toate bazele, a spart toate paturile, a venit și la noi, ne-a bătut pe toți, și a spart și la noi patul și ne-a bătut iar. Deci era exagerat de bun. Nu știu dacă era neapărat, e posibil să fi fost hacker, dar nu neapărat pentru că, pentru că, Uh, avea și mere de aur, avea și sabie de nu știu, și-a luat câteva mere de aur, și-a luat sabie de fier și gata, a trecut pe la toate bazele și a spart toate paturile. Nu știu cum a reușit, deci așa jucători n-am mai văzut. Nu e foarte fain, sincer, din punctul meu de vedere când ai de jucători din ăștia, pentru că nu apuci să te distrezi, adică, na, eu cel puțin în Bedwars vreau să intru și să apuc să mă joc, că dacă se termină meciul prea repede, dai de un tryhard ăsta și se termină meciul în 5 minute, sau 2 minute, 3 minute, nu e foarte, nu foarte distractiv, că nu mai apuci să te joci. Dar asta este, suntem la galben tur asta. Am fost uh, la alte culori și n-am reușit, dar poate, poate ne poartă un noroc astăzi. Hai, 6 aur, am nevoie de 7 aur și 40 de bucățele de fier. Perfect. Perfect, perfect, tu și cu tine. Bun. Ca asta mă ajută foarte mult, adică chainmail leggings îți dau uh, ceva armură în plus pentru doar 40 de fier și stabia de fier te ajută foarte mult. Acum am nevoie de lână și sper să facă cu echipierii mei pat. -o. Îmi place foarte mult când dau de cu echipieri ca ăsta, care se ocupă și de pat, pentru că mie... Mie nu prea îmi place să mă ocup de pat, sincer să vă zic. Îmi place să fac mai multe, să mă duc, să merg pe alte insule, să culeg materiale, să-mi fac armură de diamant, să mă bat cu ăștia. Nu prea îmi place să stau să mă ocup de pat. Și atunci când cu echipierii mei nu se ocupă de pat și trebuie să mă ocup eu, nu e foarte... Nu mai e așa distractiv. E mai distractiv când pot să mă plim, să fac... De asta nu joc la solo. Că mi-ați mai spus voi că aș putea să joc la solo. De asta nu mă joc la solo că nu vreau să am și grija patului. Vreau să pot să mă plim, să fac chestii. Că dacă am grija patului, e cam nașpa. Uite, trei diamante frumos. U, s-a dus să se duce spre mijloc. De obicei eu nu prea fac drum direct în mijloc, dar merge și așa. Bun, hai să punem în primul și în primul rând alarma. Uh, alarmă. alarma, perfect. Este foarte importantă și am nevoie de niște fier. Vreau și eu niște fier. Parcă mai aveam aici, dar era doar o bucată. Bun, vreau să mai fac rost de lână ca să mă duc eventual în mijloc și eventual la mai multe diamante să fac, uh, să fac team upgrades, că team upgrades sunt foarte, foarte bune. Uh, ia să vedem lână, perfect tu rămâi aici, păstrăm astea, ca o să ne ajute în caz că murim să ne luăm alte săbii sau să ne luăm chiar mere de aur. Mă duc, hai să mă duc și la alea. Uuu, leu, ce facem asta? Eu să mă duc și eu cu el. Poate, poate are târnăcop. Dacă nu are târnăcop, e jale. Dar dacă are, pot să-l ajut. Să-i bată pe ăștia, să vedem. Nu cred că are. Și acum, deci ăsta nu are târnăcop. Sau are? Deci nu avea târnăcop. Dar a făcut... Bă, cum dă ăsta așa tare? Ia stai așa. Opa. Cred că eu și-am fugit. Ok, nu știu cum dădea ăla așa tare. Bă, mă s-a aruncat în void. Uh, faza e că ăsta de la mine a făcut drum spre inamici. Și acum au drum la noi. Da, ne ocupăm noi, nu e problemă. Vreau să fac... Uh, uite, cred că pot să fac protection. Da, uite, facem protection. Acum toată... Uh, team upgrades sunt foarte bune pentru că sunt permanente, adică nu dispar niciodată. Și le are toată echipa. De asta zic că sunt super bune. Pentru că le are toată echipa și chiar, chiar te ajută. Bun, tu îmi trebuie... Hai să mai iau și niște de astea. Vreau să mai strâng materiale, să mai iau unelte. Vreau să-mi fac uneltele ca să mă duc pe ea, dacă tot a făcut drum la și să mergem peste ei. Dar am nevoie de ceva materiale. Ok, cred că mai am, uite aici, un fier, momentan. Vreau asta, tu cât mă cost? 20, nu, vreau să fac asta. Clar vreau să fac asta. Și aș putea, ca să fiu șmecher, aș putea să-l fac din aur. Așa. Bun, hai să încercăm. Poate, poate, dacă ar veni și unul din ăștia cu mine, am avea o șansă mai mare, dar uite-te și tu cum stau ei toți acolo. Nu cred că avem șanse foarte mari. Vreau să mă duc în mijloc, că dacă ăștia își fac armuri de diamant și toate chestiile, o să fie nașpa. Ocupă-te tu de ăla. Eu îi sparg aici. A, nu, lemn. Hai, hai, hai. Bine, mă! Aha, munca în echipă, cheia succesului, băieți, ați văzut? Munca în echipă, cheia succesului. Iar nu, mai, nu, mai, nu cred că în meciul ăsta, cred că... De fapt, ba, da, în meciul ăsta am zis, de solo. O, un alt motiv pentru care e fain să joci la multiplayer, dar se întâmplă destul de rar cei drept să reușești, mai ales când joci cu oameni de random. Dacă joci cu un coechipier, de exemplu, pe, pe Discord sau așa, pe care ți-l alegi tu, Poți să faci niște șmecherii ca lumea, dar așa când te joci cu oameni random, mai rar se întâmplă să reușești chiar să faci o, o chestie tare. Pentru că de obicei nu vă sincronizați. Dar uite că acum chiar am reușit o chestie foarte tare. Adică el i-a distras pe ei și eu am spart patul. Ceea ce e foarte bine că acum roșii nu mai sunt o problemă. Hai că las asta aici și... am ah, îmi trebuie sabia. asta așa. Că n-aș vrea... Hai să-mi iau una de piatră totuși. Că momentan stăm bine. Așa, mi iau o sabie de piatră momentan. Și vreau să merg în mijloc. Uleu, stai că avem musafiri. Musafiri ne pofitiți, nene, chestii... uite, mă. Deci, albastru l-a eliminat pe verde și acum vine spre noi. Nene, eu sunt aici, dar ce puțiune are ăsta? Uite și tu ce efect are. O avea ăla de spart, că este un efect cu care... Bă, nu, nu-i bine. Și mi-ar fi plăcut dacă puteam să folosesc și mâna stângă. Nu ajungem unul la altul. Nu! Ah, M-a lovit el primul. Trebuia să-l fi lovit direct cu blocul, nu trebuia. Hai, hai, dai! Ah, are și măr. Dacă nu vin ăștia, suntem terminați. Sper că nu are TNT-uri. O avea TNT-uri? Nu avem... Sau avem sticlă? Nu mai știu. Au pus ăștia sticlă? Parcă au pus ceva. Ia că vrea să dea cu TNT-uri. Fiți atenți. Ah, nu, nu dă cu TNT-uri. Sau? Nu cred. Ce facem, Dai, mamă cum, mamă cum a aruncat. Bă, ăsta ne bate pe toți trei, pe bune? Ăsta ne, chiar ne bate pe toți trei? Bă, nu. Ce face, bă, ăsta? L-a bătut. Și acum mai poses? Uh, da. Ce facem mă, Asta e așa să punem uh, asta aici. Mamă. Da. E, e nasol când dai de un tryhard din asta. <coughs> mă rog, nu e neapărat tryhard băiatul, da. e chiar cel mai distractiv lucru. În fine. Hai să luăm asta și vreau să mă duc neapărat în mijloc. Vreau să strâng și eu emeralde. Asta nu-mi place când un match se desfășoară super rapid și n-apuc să iau și eu niște emeralde. Că aș vrea să-mi fac și eu o armură de diamant, ceva. Dar de multe ori, în ultimul timp, meciurile de bedwars sunt atât de rapide, unele, unele sunt, altele mai puțin, dar unele sunt atât de rapide, efectiv n-a să faci nimic. Uneori pierd prea repede, alteori câștig prea repede, ceea ce... E, chiar și când câștigi prea repede, dacă... Nu știu, dacă, de exemplu, tu să zicem că ai un coechipier care este extrem de bun, gen e un tryhard din ăsta, nici atunci nu-i foarte fain, decât dacă ești tu mare ego și îți place doar să câștigi, dar dacă vei să te și distrezi, nu e foarte tare să ai undă la în echipă. E mișto să ai cu echipieri buni, dar să poți să faci și tu ceva cu ei. Adică să nu facă ei tot și tu doar să stai în bază și să te uiți, știi? Să poți să faci și tu ceva. Eu, la început, de exemplu, când m-am jucat prima dată Bedwars, nu prea mă pricepeam la PvP și ca să fiu și eu util în echipă, apăram patul. Deci apăram foarte bine patul și chiar am ajutat de multe ori chestia asta. Adică era, era de multe ori să pierdem meciul și le-am le, -am, le -am câștigat pentru că am apărat eu patul. Uh, trebuie să mă duc la albaștri. Hmm. Mi-ar trebui o poțiune de invizibilitate, dar am armură de diamant, deci ăsta este deja un plus. Bun, nu prea merg băieții mei în mijloc, ceea ce mă bucură, mă refer euh, adversarii, că dacă s-ar duce ăștia nu m-aș supăra, dar vreau să încerc să iau două emeralde. Mers reinforced armor. Vreau două... Nu, era. Era să fac o greșeală. Aileu. O fi tryhard-ul? A, -are skin. Uite ce au făcut -o? și au făcut două turnuri. Mă, a, e, l-am aruncat și eu pe el. Nu știu cât de worth este pentru că îmi pierd sabia, dar armura nu o pierd, deci este ok. Bun, așteptăm să ne responăm. Nu cred că s-a prea meritat, dar aia este. Trebuie să mă duc să fac rost de două emeralde. Ata. Ah uh, sabia asta vreau să iau și blocuri ca să am la mine. Tot timpul e bine să ai niște blocuri la tine. Dar îmi place că ăștia chiar au făcut aici regat. Opa! Ce mă? Stai, ăla era roșu? A, nu, e albastru. Mi s-a părut, avea efectul ăla pe cască și mi s-a părut că, mamă, cum dă. Nu, no, dă-i, dă, -i, dă, -i, dă -i. Bine, mă, mamă, câte materiale. Stai că vreau să le duc acasă. Dacă ar fi avut două emeralde, era prea tare. Dar l-am bătut, ați văzut? Și avea armură de diamond. Poate, poate dacă eu nu aveam armurare de diamond, poate mă bătea, dar nu ne-apărat pentru că l-am prins destul de bine, știi? Adică în Minecraft e puțin mai ciudat cu PvP-ul, dar e într-un fel ca și în alte, de exemplu, un Counter-Strike sau un Fortnite. Dacă unul îți prinde un capșut, ești out. Cam la fel e și aici, adică dacă unul te prinde așa și nu mai poți să-l lovești, l-ai terminat, dar trebuie să dai foarte repede. A, ah, uite, ăla stă și a, uite el iară pe ăsta. Ăsta m-a... m-a dat jos mai devreme. Gata, boss! Sayonara. Bă, dar vreau și eu niște emeralde. Bă, uite cum dă. Mai devreme l-am bătut, da. uite mă cum dă. Bă, voi vedeți cum dă ăsta. U, un emerald. Ok, mă bucur. Și bă, ăsta, uite cum dă. Bă, vreau și eu două emeralde. Of. Bă, că am făcut de materiale. Ăsta, jucătorul ăsta de la albastru. Ah, vine spre mine și mai sunt 24 de secunde. Uite-l acolo. Dacă vine încoace, am fugit. Ia. Bine. Ok, fiecare cu căsuța lui. O chestie care nu-mi place deloc la Bedwars aici e că nu înțeleg de ce pe modurile de 3v3 și 4v4 sunt doar două locuri cu emeralde. Pe când pe locurile, pe modurile solo și pe 2v2 sunt câte patru locuri cu emeralde. Ceea ce e destul de nașpa pentru că de exemplu, pe 3v3 sunt 12 player, pe 4v4 sunt 16 playeri și efectiv nu, nu prea sunt emeralde pe hartă, adică pentru 4 echipe cam puțin. Și asta nu prea îmi place, dar ce să și facem acum? Bun, acum că mi-am făcut asta, trebuie să-mi upgradez foarte bine altele. Noi mai avem capcana? Da, avem două capcane. Asta ce face? Cantor. Nu! Ah, nu vreau să pierd astea. Am voie să le pierd. Hai repede. A, ah, avem... Lol, avem jump boost. Bă, păi, de unde am jump boost? Pitați mă cum sar. Vă să cum săream. Oare am jump boost în bază? Nu știam că există așa ceva. Îl alergăm noi toți pe ăsta. Ok, dar oare avem jump boost în bază? Deci, să... Sper că nu mi-am luat o poțiune de jump boost, Dar nu, că n-am băut-o oricum. Mi-am luat invizibilitate ca să mă duc la ei în bază. Dacă le sparg patul... Uh! Dacă le sparg patul... E tare. Uite, invizibilitate. vin uh, vino tu aici. Deci, tu, tu, uh, preventiv că i-au luat multe emeralde, îmi fac cop de diamant. Și mi-au -mi și, nu mai am fier, pe bune. La cât aveam. Așa. A, ah, mai aveam aici, ok. Nu face nimic, uh, deci, cum să le pun? Vreau blocuri. Nu, târnăcopul de diamant vreau să fie primul. După aia, astea alte două și poțiunea ultima. Bun, ăștia deja dau cu bombe. Eu nu pot să-mi risc itemele, deci o să-i las pe ăștia în față sau nu. Îmi las poțiunea, că poțiunea e cea mai importantă. Paia nu trebuie să o pierd, în rest pot să mai pierd din ele. Și a făcut și ăsta la armură de diamant, mă bucură. Că... Uite, me meciul ăsta îmi place. Meciul ăsta îl pun chiar dacă îl pierd, pentru că e un meci fain în ideea că chiar jucăm ca lumea. Uite, aș putea să, dar nu că dacă-mi iau măr, o să mă văd de la efecte. Uite, n-am boost, De ce să reamă din așa tare? ciudat. Bă, nu mai... m-am buguit. Da. Probabil că buguitul ăsta e și din cauza faptului că mă joc pe... zi să-i zic. Mă joc pe 1. Pe ultima versiune. Mi-ați spus mulți dintre voi că ar trebui să mă joc pe... Unde se duce? Ah, a, s-a dus spre iar alți. Trebuie să mă duc undeva ascuns și să beau poțiunea. Dar mi-ați spus voi pe un live că, că dacă beau poțiune ăștia mă aud când o beau. Trebuie să mă grăbesc că nu am mult timp, am câteva secunde. Hai, hai repede, repede. Aici eu am făcut astea. Nu m-a văzut. Toporu, toporu. gata cu băieții noștri. Huhu. acum mă duc acasă să-mi fac mere de aur și eventual o sabie mai bună. Ha Super tare! Uite, meciul ăsta chiar e tare! Uite, așa, așa îmi place un meci în care chiar să te joci, nu să se termine în două minute și merge unul și sparge toate baturile și ăla a fost meciul. Ia uite, mă, mi-a dat ăsta emerald de că le-am spart patul. Thank you, boss! Thank you! Să trești. Ia uite ce, uite ce cu echipier fair play avem aici. Bun așa, bun așa, mă duc să-mi fac sabie de diamant și merișoare de aur. Pentru că acești jucători de la albaștri le-am spart noi patul, dar uh, sunt niște pe... Sunt niște... Sunt foarte buni la pe... PV... A, ah, e doar 3 emerald de sabia. Înainte era 4. Dar a fost ieftinită, se pare. Bun, îmi fac niște mere și... Sunt pregătit să mă bag peste ei. Lăsăm toate astea... De fapt, știți ce? Las emeraldul și sabia asta de piatră, le las aici. Dacă le vrea cineva, sunt și eu fair play cât de cât. Uh, vreau să-mi las blocurile și foarfeca mai aproape. Acum, ei dacă vor să câștige, ori se ascund, ori vin să ne spargă patul. Uite acolo unul. Ăla sigur e de la albastru. A, nu, e de la mine. Uite, am văzut pe cineva căzând în void. Sau mi s-a părut. Dacă nu-i găsim... A, uite l acolo. Oare are... Are arc? Are arc, nemernicu. Ok, îmi trebuie un Ender Pearl. Îmi trebuie un Ender Pearl și eventual niște golemi. Mă duc pe el. Da, unde e celălalt? Oricum, acum de, emeraldele... Ia uite-l. Pe mărlan. Uite, bă, ce face? Ăsta, ăsta pune o, un turn peste un alt turn. N-am mai văzut niciodată așa ceva de când mă joc jocul ăsta. Dar ăsta stă a FK. E tryhard. V-am zis eu că e tryhard. Deci ăștia sunt tryhards de aia. Dacă nu mai au pat, stau a FK. În bază și efectiv nu fac nimic, doar stau... A, ah, am uitat că mai era un emerald în bază, dar probabil că l-au luat ăștia. Deci nu știu, poate nici nu se uită în cutie. Dar eu l-am lăsat acolo ca să-l poată folosi. Bun, hai să încercăm cu un ender pearl, că e cam greu să ajungem la ăla. Sau eventual mai erau... dar nu, că pod avem deja. Bun. Ăsta ar trebui să fie scăparea noastră. Dar aș vrea, știți ce mi-aș dori eu foarte mult? Măcar un golem. Să fac. Măcar unul. Ia să vedem. A, n-am destul. 120. Nu-i foarte mult 120. 120. Cât înseamnă? Cred că un stack și 56 cumva? Cred că asta. Uite, acum ar trebui să ne ajungă. Ia să vedem. Super. Acum avem și un golem. Mă arunc la el în bază și îi spaunez un golem. Ceea ce este perfect. Da, hai să le avem în ordine asta. Mănânc și un măr înainte de... Uite ce face asta? Bă! Stai că îmi scade viața. O să mănânc un măr înainte să mă arunc. Doar să nu mă... Bă, da, focul ăsta mai se mai Bă, focul! Ce are mă focul ăsta? Așa. Acum. Dacă ăsta fuge, mă duc peste unul din ei cu emeral... Ăsta acum strânge emeralde, știți, ca să, să reziste. Hai să vedem, mă. uite-l, mă. Bă, ce scheme are. Uite, mă. Uite-l, mă, ce PVP. Uite ce PVP face. Dar nu m-a aruncat, mama. Aici a fost la noroc. La noroc nu m-a aruncat. Dar nu pot să mă duc acolo că... What? A, ăsta și-a dat... Uh, a renunțat? Super. Mamă, ăsta a fost un meștare, tare. Chiar mi-a plăcut meciul. Bun, dragilor. Ha, cam aici încheiem și noi episodul de Bedwars. Mi-a plăcut meciul ăsta. Chiar a fost mișto. Uh, vreau să ies, nu mai vreau să jucăm altul. Vreau să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să mai jucăm... Uuu, ce hartă! Dar nu o să ne jucăm pe ea astăzi. Sunt curios ce hartă era, trebuia să mă fi uitat. Dar, uh, oare mi-arată pe aici? Uh, nu cred. Nu. Dacă vreau, vreau să aflu ce hartă era aia care arăta interesant și nu m-am jucat niciodată pe ea. Bun, dragilor, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă mai vreți episoade din Bedwars, de asemenea, apăsați butonul de like și să-mi spuneți în comentarii. Și dacă mai vreți eventual și niște Bill Battle, puteți să-mi spuneți. Sperata da vittoria, non vai bene, Pava.